Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească și iată care sunt principalele teme de referință. Vicepreședintele Guvernului și Ministrul Dezvoltării Economice i-au prezentat prezidentului țării informația despre situația în sectorul industrial al Republicii. Depistarea infracțiunilor și activități de profilaxie la Râbniță au fost făcute totalurile activității secției afacerilor interne pentru 2014. Despre școala cu frecvență redusă a tânărului filolog de pe lângă Catedra de Filologie Moldovenească a Universității de Stat Nistrene și care sunt avantajele ei. Vicepreședintele Guvernului și Ministrul Dezvoltării Economice i-au prezentat prezidentului țării informația despre situația în sectorul industrial al Republicii. Potrivit Ministrului Dezvoltării Economice, se observă o scădere a volumului de producere în industria ușoară și alimentară, de construcția mașinilor și electrotehnică. Это те предприятия, которые ориентированы на работу с внешним рынком. Sunt întreprinderi orientate spre export. Începând cu aprilie 2014, situația s-a răsfrânt asupra activității lor. Scăderea volumului de producere și lipsa venitului duc la scăderea achitărilor impozitare, inclusiv și în urma activității economice externe. După cum s-a menționat la întrevedere, printre principalele probleme economice externe pentru întreprinderile nistrene, până în prezent rămâne situația creată în Ucraina, devalorizarea grivnei ucrainene și a rublei rusești. Было внесено предложение президента о подготовке программы. Culoarea în considerație a datelor prezentate, guvernul i-a înaintat prezidentului propunerea despre pregătirea programului de măsuri suplimentare orientate spre stabilizarea economiei. Măsurile administrative vor fi orientate spre susținerea sectoarelor economiei, inclusiv a businessului mare, mediu și mic, la fel a activizării sectorului agricol. Se planifică examinarea programului la ședința guvernului din prima decadă a lunii februarie. Prezidentul Eugeniu Șefciuc l-a recepționat pe șeful administrației de stat Tiraspol și Dnestrovsk, Andrei Bezbabchenko. A fost examinat un șir de întrebări privind dezvoltarea capitalei. Am făcut bilanțurile anului trecut. Întrebarea principală a vizat pregătirea activităților către marcarea celor 70 de ani ai Marii Biruințe și 25 de ani ai creării Republicii Moldovenești-Nistrene. A fost acordată atenție perfecționării organizării circulației pe străzile centrale ale capitalei. Potrivit lui Andrei Bezbabchenko, va continua lărgirea drumurilor în locurile prevăzute pentru opririle transportului public. Aceste activități sunt orientate spre crearea unui confort maxim pentru cetățenii Republicii, evitând aglomerarea în masă a transportului. Participanții la întrevedere, la fel, au examinat posibilitatea ameliorării condițiilor de trai ale apărătorilor Republicii Moldovenești-Nistrene. La Râbniță au fost făcute totalurile activității secției afacerilor interne. Concomitent cu activitatea de depistare a infracțiunilor, au fost desfășurate activități de profilaxie. În multe direcții, colaboratorii afacerilor interne din Râbnița au atins rezultate pozitive. La fel, nivelul descoperirii crimelor a format 91,1%. În anul 2014, colaboratorii secției afacerilor interne din Râbnița au efectuat operațiunile Inițiativa, Pătratul, Căutarea, Macul, Minorul, Rețeaua, Roada. De asemenea, a fost desfășurat un complex de activități operative de căutare, de depistare a crimelor, vizând circulația nelegitimă a drogurilor și altele. În anul 2014, la Râbniță au fost înregistrate 627 de crime, cu circa 10% mai puține decât în perioada similară a anului 2013. Din cele 117 grave, 24 extrem de grave. Nivelul descoperirii crimelor a format 91,1%. Secția afacerilor interne din Râbnița este una din cele mai cu succes din Republică. La multe categorii de procese, procentul descoperirilor formează 100%. Eu vă orientez la faptul că este necesar de a lucra mai mult cu cetățenii, ce se află la evidență, anume ei săvârșesc tâlhării, jafuri, furturi în apartamente. Ghenadie Kuzmiciova a menționat că una din direcțiile prioritare ale activității miliției în anul 2015 este lupta cu operațiunile valutare nelegitime. Sper că interacțiunea care astăzi este reglată va continua. Voi sunteți astăzi exemplu de atitudine destoinică față de serviciu. Vă doresc succese pe tărâm profesional. Ministrul de Interne a apreciat înalt activitatea departamentului din Râbnița, numindu-l unul din cele mai de succes în Republică.
La inițiativa Serviciului de Stat pentru Transport și Gospodăria Rutieră a Republicii Moldovenești Nistrene și al Serviciului de Taxi 1517, în anul 2015 va continua acțiunea începută la 12 aprilie 2014. Ea prevede circulația gratuită în taxi a participanților și invalizilor Marelui Război pentru apărarea patriei. La moment, acțiunea dată este desfășurată în orașele Tiraspol, Bender, Nestrosc. Posibil, la ea se vor alătura și transportatorii din Râmnița. Doar timp de câteva luni, din septembrie și până în luna decembrie a anului trecut, gratis au fost transportate în jurul la 80 de persoane. Речь не идет о ветеранах Великой Отечественной войны в целом. Nu este vorba despre toți veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei, deoarece la ei se referă mai multe categorii. Copiii care au fost în spatele frontului, oamenii ce au activat la uzine și fabrici. Acțiunea noastră este desfășurată doar pentru participanții la acțiunile militare care cu prețul propriei vieți au apărat patria și cei care au devenit invalizi în urma războiului. Potrivit informației Serviciului de Stat pentru Transport, persoanele din această categorie pot face comanda de 2 ori în lună gratis. Trebuie doar cules numărul de telefon 1517 fără codul orașului. Clientul numește numele și familia, iar dispecerul concretizează datele conform listelor formate și primește comanda. Междугородние рейсы не выполняются в рамках этой акции. Рутеле интерурбане nu sunt deservite în cadrul acestei acțiuni. Trebuie de menționat că persoana care a comandat taxiul circulă numai în orașele Tiraspol, Днестровск, Бендер. În majoritatea cazurilor sunt veterani care se confruntă cu probleme de sănătate. Ei măcar o dată în lună trebuie să viziteze instituțiile curative. În Serviciul pentru Transport menționează, în acest an va fi oferită încă o călătorie gratuită, a treia, pentru această categorie de pasageri. Ea va fi realizată la 1 iulie, în ziua când în Rusia se marchează sărbătoarea veteranilor războiului al doilea mondial. Astăzi, la o conferință de presă, șeful Serviciului de Stat pentru Cultură, Maria Cârmâz, a făcut bilanțurile lui 2014. Care sunt reușitele anului și scopurile pe viitor? Aflăm de la Svetlana Bargan. Conducătorul Departamentului pentru Cultură, Maria Cârmâz, a început conferința cu enumerarea reușitelor pentru primul an de activitate a acestui serviciu. Un exemplu elocvent este reparația școlii muzicale de copii Iurie Gagarin, unde au fost schimbate și reparate blocurile sanitare, procurată mobilă necesară pentru crearea unor condiții prielnice de dezvoltare a copiilor. Reparația cosmetică și reparația acoperișurilor caselor de cultură din diverse raioane, dotarea muzeilor cu peste 4.000 de exponate, desfășurarea diverselor proiecte culturale de valorificare a patrimoniului istoric și artistic, toate acestea în urma colaborării Serviciului de Cultură cu alte instituții departamentale. La casele de cultură din raionul Râmnița a fost efectuată reparația claselor de repetiție, a fost schimbat aspectul scenei. În orașul Kamenka a fost reparată fațada casei de cultură, au fost schimbate ferestrele și ușile, de asemenea a fost efectuată reparația la școala muzicală și în bibliotecă. Cele 326 de instituții care se află în subordinea Serviciului de Stat pentru Cultură se dezvoltă în continuu și lansează proiecte inedite. Pe lângă izvorul tradițiilor, ștafeta memoriei și expoziția Nistrenia, frontieră rusă, în octombrie anul 2014 s-a lansat cel mai promițător proiect, unic în Nistrenia, Turneul Corurilor, desfășurat în 2 etape. În anul 2015 vom marca jubileul de 25 de ani de la fondarea Republicii Moldovenești Nistrenia și 70 de ani ai biruinței în Marele Război pentru apărarea patriei. Aceste jubilee sunt sursă de inspirație pentru participanții la proiect. La moment pot constata că toate corurile sunt gata pentru concert. La 23 ianuarie, în Serviciul de Stat pentru Cultură, va avea loc o tragere la sorți. Va fi elaborat graficul apariției pe scenă și va începe votarea din partea spectatorilor. Finalul proiectului se va desfășura în Palatul de Cultură din Tiraspol și la 26 aprilie toate echipele își vor putea demonstra maestria.
Unul din scopurile trasate în fața domeniului este dotarea bibliotecilor Republicii noastre cu tehnică computerizată și implementarea noilor tehnologii. În anul curent va continua reparația caselor de cultură, vor fi desfășurate seminare în biblioteci, întruniri cu scriitorii nistreni și cei din Federația Rusă, desfășurarea festivalului Mărțișor și diverse simpozioane. Scopul principal este de a crea condiții prielnice pentru dezvoltarea artei la noi în țară, păstrarea tradițiilor poporului nostru multinațional și, desigur, de a lansa proiecte republicane orientate spre descoperirea noilor talente la noi în țară. Catedra de filologie moldovenească de la Universitatea de Stat Nistreană poartă cu demnitate flamura științei și dezvoltării limbii materne. Cu scopul de a atrage cât mai mulți studenți din anul 2013, aici funcționează școala cu frecvență redusă a tânărului filolog. Care sunt avantajele ei, vă propunem să aflați în continuare. În decursul anilor, Catedra de Filologie Moldovenească are menirea de a pregăti cadre didactice pentru necesitățile școlilor și instituțiilor preșcolare de cultură generală și superioare. Această sarcină este realizată cu succes de către membrii catedrei care își fac cu demnitate datoria, purtând acea dragoste de cuvânt pe care o și transmit studenților. Scopul principal al catedrei noastre e de a pregăti specialiști în domeniul limbii și literaturii moldovenești, filologi care ar putea activa nu doar în cadrul școlii pe teren pedagogic, dar și în diverse instituții legate de publicarea diverselor cărți. Deci la televiziune ne bucurăm că de asemenea activează absolvenții noștri. Pentru a le ajuta elevilor îndrăgostiți de limba și literatura moldovenească, în 2013 și-a deschis larg ușile Școala Tânărului Filolog. Aici pot veni elevii începând cu clasa a 8-a. Lunar au loc ore și consultații la care elevii discută la diverse teme. Cei care nu au posibilitatea să frecventeze orele pot primi testele prin poșta electronică. La sfârșitul studiului, elevii primesc adeverință de absolvire a școlii cu frecvență redusă a tânărului filolog, în baza căreia au posibilitatea să fie matriculați la universitate fără examene de admitere, și anume la specialitatea filologie națională, limba și literatură moldovenească cu calificare suplimentară, profesor de limba străină. Aici, conform discipolilor școlii filologice, primesc noi cunoștințe și le consolidează pe cele existente. Luând în considerație că în viitor îi așteaptă examenul unic de stat, copiii împreună cu pedagogii catedrei efectuează diverse testări, află răspunsuri la toate întrebările la obiect. Eu am venit la universitatea aceasta cu scopul ca să acumulez noi cunoștințe, să-mi îmbogățesc vocabularul, să știu câte mai multe cuvinte noi, să savurez din pomul cunoștințelor. Conform profesorilor, se face tot posibilul pentru a pregăti cadre didactice înalt calificate pentru instituțiile de învățământ din Republică. Atât pentru astăzi. Mai multe despre aceste și alte evenimente ale zilei vor povesti colegii noștri la ora 20:30. Iar noi vă dorim o seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine, 22 ianuarie, se așteaptă timp noros. Pe alocuri va ploua slab. Noaptea pe alocuri se va forma ceață. Vântul va sufla din est cu viteza de 5-8 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord 0 plus 2, ziua plus 2 plus 4 grade. În capitală noaptea plus 1 plus 3, ziua plus 3 plus 5 grade. În următoarele zile, caracterul timpului se va menține stabil.